Doar două persoane angajate pe postul de hinghiere aleargă zilnic să prindă miile de câini de pe străzile orașului. Deși acum câteva luni la serviciul de gestionare a câinilor fără săpâni erau angajate patru persoane care să captureze animalele și să le transporte la adăpostul special amenajat, în prezent au mai rămas decât doi hinghieri. Angajații au fost disponibilizați pe motiv că au fost surprinși că îndeplineau sarcini care nu le intrau în atribuții conform fișei postului. Și cum o problemă nu vine niciodată singură, unica pușcă folosită în tranquilizarea animalelor agresive s-a stricat în timpul utilizării. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției locale, Giurgiu, pușca defectată se află în garanție și în prezent se află în servis pentru reparații. Arma pe care o aveam în dotarea Direcției Poliției Locale a municipiului Giurgiu pentru capturarea câinilor periculos s-a defectat, aceasta fiind însă în garanție, a fost dusă pentru a fi reparată. Pentru eficientizarea serviciului, municipalitatea și-a declarat intenția de a procura o nouă armă pentru tranquilizarea maidanezilor. Costul unei astfel de puși se ridică la 150 de milioane de lei vechi. În ședința Consiliului din data de 27.3.2014, pe lista punctelor care au fost puse în discuție, a fost adăugat și un punct unde s-a făcut referire la această armă defectă și procurarea unei alte arme pentru recuperarea câinilor periculoși. Dar ce ne facem acum, că o să avem două arme și un singur polițist local? Sunt de acord cu dumneavoastră. În mod sigur, un coleg de-al nostru, un polițist local, va fi pregătit pentru a putea utiliza această armă pentru capturarea câinilor periculoși, eficiența în acest sens fiind mult mai mare. Targetul impus pentru angajații serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân este capturarea 200 de maidanezi pe lună, însă personalul serviciului nu îndeplinește acest target. În luna martie, hinghierii au capturat aproape jumătate din numărul stabilit. Acum adăpostul special amenajat de primărie găzduiește 320 de câini. Nu există un target bine stabilit, însă noi ne dorim să prindem cât mai mulți și să curățăm străzile și de asemenea promovăm adopțiile. O creștere semnificativă în luna martie au înregistrat-o adopțiile. Peste 130 de persoane au ales să iau un maidanez acasă. Animalele adoptate au implantate câte un microchip. Dispozitivul cuprinde toate datele celui ce l-a adoptat, cât și istoricul sănătății animalului de când a fost luat de pe străzile orașului. În cazul în care una dintre persoanele care a adoptat un patruped îl lasă din nou liber pe străzi, aceasta se va alege cu un dosar penal.